Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Panorama, o emisiune pe care o puteți urmări în fiecare luni, începând cu ora 20 aici la Roman TV, într-o altă formulă în această seară, pentru că domnul Cătălin Năclat, colegul meu, lipsește justificat, fără doar și poate, sperăm să-l avem în studio săptămâna viitoare. În această seară discutăm cele mai importante evenimente de peste zi și de peste săptămână, împreună cu Alexandra Manea Predescu, colega noastră, care îi spun sărmâna, bine ai revenit în studio, Alexandra. Bună seara și îți mulțumesc pentru invitație. O plăcere de fiecare dată. Ei bine, doamne și domnilor, Alexandra, chiar dacă ne place, nu ne place, nu avem ce face, vorba, iată că mi-a ieșit și rima, chiar dacă am dorit să ocolim acest subiect, pandemia de COVID-19, acest nenorocit de nou coronavirus SARS-CoV-2, nu putem face acest lucru pentru că, iată, viața noastră depinde foarte mult și este influențată de ceea ce se întâmplă cu această evoluție a pandemiei. Ei bine, și în această seară vom discuta despre situația care este în județul Neamț în momentul de față și, bineînțeles, la nivel național, dar și alte subiecte interesante. O să ne povestească Alexandra și împreună o să încercăm să o să analizăm un demers foarte interesant. Este primul caz, să spunem, după tragedia de la secția ATI de la Piatra Neamț, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, primul caz în care aflăm că aparținătorii, rudele unei victime care a decedat în acel incendiu s-au adresat instanței de judecată, au dat în judecată sau vor da în judecată statul român, presupunem Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cerând despăgubiri de ordinul sutelor de mii milioanelor de euro. Dar vom discuta despre asta mai târziu. Vreau să trecem în revistă acum înainte de a intra în subiectele emisiunii. Vreau să trecem în revistă situația la zi, ce s-a întâmplat astăzi, fiind zi de sărbătoare, e Sfântul Andrei, iată cu ocazia să spunem la mulți ani și celor pe care îi cheamă Andrei, Andreea și tot ce înseamnă ca derivate din acest nume. Dar revenind la subiectul nostru, iată, situația în Neamț este una îmbucurătoare în sensul că avem doar 32 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus SARS-CoV-2, avem și pe ecran acum 32 de cazuri, înseamnă foarte puțin, însă să ținem cont de faptul că este sărbătoare și cu siguranță cred eu că numărul de teste a fost mult mai mic decât în zilele normale de lucru. Iași, în zona noastră, văd că înregistrează un număr destul de ridicat, e cel mai mare din Moldova de altfel, 243 de cazuri, infectări în ultimele 24 de ore. Tot în Moldova, Galați, 179 de cazuri, Bacău, 110 de noi infectări, Vrancea, 86, mai sus de noi avem Suceava cu 20 și Botoșanu cu 37 de cazuri. Dacă ne uităm puțin spre vest, vedem că Harghita, doar 8 cazuri în 24 de ore, foarte, foarte puține, dar dacă e să ne raportăm la nivel național, 335 de cazuri ar fi, nu e recordul, dar e pe poziția a doua, e vorba de județul Constanța, 335 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus și București, aici, București, Ilvos, 693 de cazuri pe prima poziție. Da, să ținem cont de faptul că suntem într-adevăr în zi de sărbătoare, cum am spus, și numărul testelor este mult mai mic. Mă uitam la informațiile astea care vin în fiecare zi, sunt actualizate. Până acum în România și au fost 138 de decese noi în ultimile 24 de ore. Bănuiesc că e vorba, așa cum ne-am obișnuit, de persoane în vârstă, persoane care suferă și de alte afecțiuni grave. Deci, la nivel național, 3826 de cazuri. Noi, foarte puțin, zicea cineva, un om politic, Alexandra, că zilele următoare o să ne confruntăm cu astfel de date, adică cât mai puțin, dar scăzute, adică vorba domnului Tătaru, revenim pe platou sau ne menținem pe platou, până la alegeri. După alegeri, probabil că va fi nu un boom economic, ci un boom în alt sens, și anume un număr mult mai mare de cazuri de SARS-CoV-2, ceea ce ar putea să ducă, de ce nu, la o închidere totală a țării, pentru că... La un lockdown, da? Să fim în trend cu termenii... Spunem închidere totală a țării ca să înțeleagă toată lumea că cred eu că acolo unde nu este nevoie putem să evităm englezismele. Asta este părerea mea. Se vorbește foarte mult în termeni împrumutați din alte țări.
închidere totală a țării. Da, cred că a înțeles și neghiță care ne urmărește de la Horia acum, care n-a făcut engleză în viața lui. Sigur, da. Se vehiculează aceste informații tot mai des în spațiul public, cu cât ne apropiem de data alegerilor parlamentare, că după, imediat după alegeri vor exista aceste explozii de cazuri în rândul pacienților COVID-19 și că este posibil să intrăm într-o altă stare de urgență, da? Acum suntem în stare de alertă. Acum nu știm dacă așa va fi, dacă va fi, deja autoritățile centrale au transmis că nu se va manifesta la fel ca în prima stare de urgență prin care am trecut atunci când a izbucnit pandemia la noi în țară și când totul era o necunoscută pentru toți și eram cu toții într-o stare de panică, ci cu siguranță se vor raporta la noile informații, atât medicale cât și socioeconomice și vor face în așa fel încât, chiar dacă numărul cazurilor va exploda, să fie diferită perioada ce urmează de cea prin care deja am trecut, nu? Da, pentru că nu cred că din vreun punct de vedere ar fi bine să trecem printr-o stare de urgență asemănătoare cu cea din lunile martie-aprilie, da? Bine, niște măsuri vor fi luate, deja sunt măsuri luate în anumite zone ale țării unde incidența a luat două razna. Da, am văzut, Sibiu, sunt Sibiu, da. Sibiu, da. Sunt mai bine, Sibiu este și în capitală, să știi că am pe Facebook persoane avizate, am din capitală medici sau chiar ateiști, da? Personal care lucrează pe ATI, care spun că nu e îmbucurătoare situația, în sensul că știi că se tot vorbește, nu mai sunt locuri pe ATI, nu mai sunt locuri pe ATI. Ei bine, și aici este discutabil, pentru că sunt persoane care lucrează în ATI în București, în spitale COVID-19, care spun că nu sunt locuri în ATI, în ATI în spitalele de suport COVID-19, pentru că locuri în ATI, de exemplu, într-un spital non-COVID, ar fi. Și atunci, cum este în județul Neamț, spitalul Roman, spitalul Târgu Neamț și spitalul Bicaz, dacă are sau nu secție ATI, nu știu dacă are, știu că au cumpărat cei de la Bicaz niște ventilatoare, apropo de sistemul medical nemțean, ca să nu vorbim de sistemul medical din România, care este cum este, adică varză pe românește. Apropo de carantină, la Sibiu carantina cred că este de mai bine de 10 zile, dacă nu cumva cam 2 săptămâni și cifrele, datele arată că nu arată bucurător, au ajuns cumva la nu, o incidență. Nu, pentru că ele de, nu scad. Nu scad. Cazurile nu au plecat de la 9 la 1000, dacă nu mă înșel, și au ajuns la 7 și ceva la 1000, după 2 săptămâni de măsuri din astea mai stricte, n-ai voie să umbli, că asta înseamnă până la urmă carantină, nu intri și nu ieși din localitatea respectivă cum ai tu chef. Iată că cu toate aceste măsuri, în continuare la Sibiu sunt cazuri destul de multe și mă refer la cele înregistrate, pentru că sunt convins că de fapt realitatea este cu totul alta. Eu nu cred că în județul Neamț sunt numai 32 de cazuri atât cât au fost raportate. Ne-am discutat și săptămâna trecută la 32 de cazuri. Atâta vreme cât nu testezi în masă, nici nu poți să ai pretenții sau n-ai cum să spui că datele pe care le deții și le prezinți, bineînțeles, sunt reale. Nu ai cum. Pentru că sunt convins, tu poți să confirmi sau să infirmi acest lucru, sunt convins că aceste 32 de cazuri nu confirmate înseamnă sunt acele ale pacienților care au mers la spital pentru diverse afecțiuni sau s-au simțit rău. Sau au avut simptome și au fost la spital sau testat. Sau cred că, bineînțeles, chiar dacă ești la o clinică particulară și ți iese testul pozitiv, la spital... Clinica este obligată cumva să raporteze către DSP mai departe că rezultatul unui pacient care ajunge chiar și la o clinică privată să se testeze este pozitiv și de acolo Direcția de Sănătate Publică te contactează Am auzit că au contactat și după ce s-au vindecat unii noi. Am auzit că au contactat pacienți sau aparținători și după ce ar fi decedat pacienții COVID, adică nu ne mai miră nimic. Nu știu unde am exemple de acest gen, dar la nivel național au fost întâmplări de acest gen. Bine, DSP-ul este și o instituție leșinată, în sensul că acum, dacă ne luăm și după ceea ce declară ei, nu numai Neamț, ci în toată țara, personalul din DSP sau conducerile DSP sunt depășiți de situație, pentru că nu este personal. Am văzut cazul celebru cu dansatoarea
doamna care era dansatoare și a fost angajată pe undeva, la DSP Bucure. Dansatoare de manele. Da, da. Deci, din lipsă de personal, recurgem la toate mijloacele și ne agățăm de orice posibilitate. Au și liberalii clienții lor, ca să spunem așa, așa cum PSD-ul, atâta timp cât a fost la guvernare, au avut grijă unii PSD-iști să-și pună la adăpost odraslele sau pilele, relațiile cu rudele apropiate, și când spun la adăpost în funcții importante, funcții cheie, bine plătite, iată că și cei de la PNL au procedat la fel și au reușit, de exemplu, să o angajeze pe doamna respectivă într-o funcție atât de importantă. Mai era o doamnă, cred că la un minister, dar a ripostat spunând că ea e absolventă de facultate cu notă foarte mare, cred că nu secretar consilier, la un secretar de stat, ceva de o funcție de genul ăsta, dar oricum tot o numire, o vedetă de muzică, o cântăreață de muzică ușoară, nu foarte cunoscută, cel puțin eu nu o cunosc, căsătorită cu un cântăreț de muzică populară, îmi scapă numele. Sunt diferite cazuri care au fost mediatizate. E un cuplu cunoscut de către... în lumea mondenă, dar da, eu cu lumea mondenă sunt mai puțin informat în zona aia și nici mă interesează atât de mult starea vedetelor. Sigur că indiferent de culoarea politică, cred că asta ai vrut să spui, indiferent de culoarea politică, când au fost la guvernare, s-au cam folosit de aceste tertip de a-i ajuta, cu ghilimelele de rigoare, de a-i ajuta pe fiul, fiica, nepotul, nepoata, cunoștința, nașul cu mătrul și așa mai departe, să ajungă în funcții publice remunerate considerabil și, să spunem așa, esența din toată această poveste ar fi că nu ajung acolo persoane care sunt calificate și care participă la anumite concursuri de acest gen. Știm că de multe ori sunt făcute toate cele condiții cu dedicație pentru unele persoane și așa mai departe. Sunt cazuri deja mediatizate și extra-mediatizate, dar, din păcate, spun eu, cred că cunoaștem doar vârful icebergului, pentru că eu sunt convinsă că în orice comunitate din această țară există la o primărie, la o instituție publică de alt gen, măcar 2-3 rude care se cunosc așa, măcar. Care 2-3 rude? La un moment dat în poliția Târgu Neamț era un singur polițist care nu avea niciun grad de rudine cu ceilalți. În rest, ceilalți care din câteva zeci de polițiști, toți erau înrudiți între ei. Păi, ce cumnat, spun? Eu am zis așa, măcar. Care nu au fost așa mai, sau înășit, sau păi botezat, sau cununat, sau... Nu deci fusese... toți erau așa. Și la spital, bine, la spital nu cred că situația este chiar în halul ăsta, că sunt mai mulți acolo. Fusese și la spitalul județean Piatra Neamț la un moment dat, cu mult înaintea evenimentului nefericit de la ATI, cred că chiar cu 2 luni înainte, oricum citisem prin această toamnă un articol în care se menționa acest lucru, că ar fi fost foarte multe rude la un moment dat angajate. Nu, liberalii când au ajuns a intrat spitalul în administrarea Ministerului Sănătății și la urmă liberalii au numit un director acolo, au fost date publicității mai multe informații privind gradul de rudenie al unora, în special al doamnei care e director economic la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, cu mai multe persoane pe care le aveam în subordine, în funcții cheie. Păi așa se întâmplă în România, Alexandra, din păcate, și tocmai de aceea nu există un act de guvernare corect, de calitate. Atâta vreme cât pui niște oameni care nu se pricep în niște funcții foarte importante, nu poți să ai pretenții ca lucrul să meargă bine într-o instituție publică. Știi foarte bine că, uite, sărim de la un subiect la altul, știi foarte bine că zilele astea, săptămâna trecută, mai exact, a fost, după acel reportaj, anchetă realizată de cei de la Recorder privind modul în care un tânăr de 36 de ani, director la sistemul de gospodărire a apelor Mureș, a fost dat deoparte din funcție, amenințat până la urmă sau i s-a pus în vedere că trebuie să renunțe la funcție pe care o câștigase în urma unui concurs pentru a lăsa locul unui politruc. Ei bine, scandalul ăla până la urmă a avut niște urmări și o să spunem și ce urmări are, pentru că în județul Neamț a fost o situație similară, deși aproape similară, să spunem așa, și o să explic imediat despre ce este vorba, însă reacția președintelui Iohannis și situația penibilă în care a fost pus președintele Iohannis. A fost întrebat la un moment dat într-o conferință de către un jurnalist și nu a știut... Reacția românilor a fost una care l-a pus în reală dificultate, pentru că după difuzarea reportajului Victor Ludovic Orban, Victor Orban
Ludovic Orban, domnule. Da. Mă gândeam da. la... Nu a avut nicio reacție. Deci a fost întrebat de cei de la Recorder ce părere are despre faptul că foarte multe instituții din țară, în special sistemul de gospodărire a apelor la nivel județean, s-au trezit cu șefi numiți politic. Domnul Orban nu a răspuns, iar la conferința aia de presă, un redactor, cred că de la Libertatea, sigur, nu știu, de la Libertatea, l-a întrebat pe domnul Iohannis ce părere are. Domnul Iohannis a spus că nu știe că o să intereseze. Bineînțeles că în urma acestui răspuns nu poți să spui tu ca președinte că nu știi, n-ai auzit de un astfel de subiect care a făcut se vâlbă la nivel național, circula pe rețelele de socializare. Mai ales că se referea la partidul din care dumneavoastră face parte în acest material Recorder. Exact. La două zile după, dacă nu mă înșel, domnul președinte a ieșit cu o declarație publică, trebuia să dragă cumva busuiecul, din punctul meu de vedere, eu sunt convins că știa. Pe Facebook, nu pe pagina de Facebook, pagina și a fost preluată. Românii au trimis link-ul cu reportajul respectiv și n-a avut ce face, a ieșit și a avut o declarație oficială acuzându-i pe cel din PNL că politizează instituțiile publice. Dar sună frumos, numai că domnul Iohannis ar fi trebuit să știe înainte ca Recorderul să publice, de exemplu, în ceea ce mă privește, și am discutat și aici, la Roman TV, la vremea respectivă, în luna martie, ca să vedeți că sunt de ipocriți, cât de ipocrită este clasa politică actuală, cea care guvernează România și la nivel național și, bineînțeles, la nivel județean, și mă refer pe zonă de reprezentant al guvernului în teritoriu. În județul Neamț, director la sistemul de gospodire a apelor a fost numit în luna martie, început de luna martie, în plină pandemie. Era și o perioadă minunată de a numi directori într-o instituție foarte importantă din punctul cred de vedere. Cred că unii au și țintit perioada, au și cumva simțit o perioada și au făcut diferite numiri, anumite achiziții. Și nu numai. Adică au și furat de n-au avut aer și pe toate zonele, pentru că la adăpostul stării de urgență. S-a găsit să speculeze perioada, Exact. Da. La adăpostul stării de urgență, unii și-au făcut niște afaceri. Mi-aduc aminte că sărim de la una alta, dar să discutăm și despre asta. Cum au furat efectiv un deal de nisip în comuna Bârgoani. În două săptămâni au transportat zeci de camioane, au transportat mii de tone de nisip fără ca nimeni să se oprească. Era stare de urgență. Era plin de echipaje de poliție. Echipajul de poliție te oprea pe tine. Persoana fizică, dacă treceai cu mașina stânga-dreapta, să te întrebe, ai declarație, n-ai declarație, unde te duci, ce faci? Dar pe aia cu camioanele care transportau fără nicio jenă, fără niciun document la mână, nisip, mii de tone de nisip, nu i-a oprit nimeni să-i întrebe ce și cum. Dar revenind la sistemul de gospodărire a apelor Neamț, în prima parte a lunii martie, 11 martie, dacă nu mă înșel, a fost numit un domn Marius Nechita, da, consilier județean PNL. Iată, îl mulțumesc, Alex, acum nu mai am mai prins mandat, îl aveți pe ecran. El este domnul Marius Nechita, care a fost 30 și ceva de ani numit în această funcție. Deci, atenție, nu numit, nu s-a organizat niciun concurs, n-a fost vorba de așa ceva. Deci cât timp a fost acest domn director acolo? Domnul Nechita? Da. Este și acum, este din martie numit. Dar okay. În momentul în care a fost numit, director acolo era domnul Ion Păvăleanu, Da. PSD-ist de frunte și dânsul, dar măcar avea o calitate care pregătire și specialist în ape. E bine, domnul Păvăleanu, din informațiile pe care le-am avut la vremea respectivă și le-am dat publicității, am povestit și aici cu siguranță, domnul Păvăleanu a fost dat deoparte, adică a fost rugat să se dea deoparte, să lasă domnul Nechita, pe același calapod, aceea schemă ca și la Mureș. Domnul Păvăleanu însă a fost mai ușor cu domnul Păvăleanu, pentru că el va ieși la pensie peste 4 zile, pe 5. Deci să spunem că miza nu mai era atât de mare. Asigurat, a fost chemat la Bacău, la directul de la Administrația Bazinală de Apă Bacău, superiorul său de acolo, domnul director de acolo, care a pus în vedere să se retragă, să facă un pas în spate, că se fac presiuni, să fie numit în funcția respectivă liberalul Nechita. Dar cu promisiunea că dacă vă face pasul în spate, se va asigura și o funcție de inginer șef, ceea ce înseamnă o funcție importantă, a doua în ierarhie, dacă nu mă înșel. Domnul Păvăleanu a făcut pasul în spate, că dacă nu-i trimiteau corpul de control și rezolvau altfel, numai că el știa despre ce este vorba, știe care este jocul politic și a văzut de treabă și a rămas în loc acest tânăr Marius Nechita, care, repet, nu a fost vorba de niciun fel de concurs, singura lui calitate fiind aceea că face parte din partidul politic potrivit, adică PNL, care la guvernare. Care la guvernare. La guvernare. Da.
trebuia să aibă, de exemplu, nu se fac numiri în astfel de funcții fără să îndepliniște condiții. O condiție de bază este aceea să ai 5 ani de vechime în domeniul gospodăririi apelor, ceea ce nu este cazul. Domnul respectiv nu a lucrat, n-a avut nicio treabă cu apele, poate eventual și-a plătit factura la PASERV, dar el n-a lucrat în domeniul ăsta. Mai mult decât atât, în ultimii 6 ani, în momentul în care a fost numit, el n-a avut niciun loc de muncă. În declarația lui de avere, din declarație reiese doar faptul că a trăit cu indemnizația de consilier județean, că a fost consilier județean din 2016 și până în 2016 a fost consilier local la Dumbrava Roșie, o comună de lângă Piatra Neamț, și de unde a luat la fel indemnizație de consilier local. Adică, un caz similar cu cel prezentat de exact, un caz similar. Recorder, singura diferență este că domnul Povedanu n-a făcut caz de acest lucru, că a fost n-a ieșit ca împins. Domnul din materialul Recorder să povestească ceea ce s-a întâmplat. Ei, aceste lucruri, că asta voiam să spun, Alexandra, au fost aduse publicității, eu l-am scris la vremea aia. Am spus efectiv faptul că domnul Nechita a cotizat la o campanie electorală o sumă importantă de bani în condițiile în care în declarația de avere nu avea bani. El nu lucra și a dat partidului, nu știu, că 20 și ceva de mii de lei. Dar de unde? Că nu câștigase banii aia. Asta, da, interesant de unde, A avut banii, dar nu este bani, singurul caz. Și pentru a promova partide, că dacă faci o investiție pentru interesul tău propriu, bine, aici e discutabil, pentru că o faci pentru partid și partidul apoi te răsplătește cu o asemenea minunății, cu o funcție pe care tu nici nu probabil știi să o sunt multe, am putea specula foarte mult. De ce poți să pui, de exemplu, și discutăm imediat, care ar fi interesul să pui într-o funcție de acest fel, o funcție atât de importantă la o instituție atât de importantă, să pui un om care nu știe despre ce este vorba, ce gestionează. Nu este specialist în domeniu, nu specialist, clar. Nu... Mai ales când vorbim de ape, gestionarea tot ce înseamnă cursuri de apă, de la balastiere, la tot ce înseamnă lucrări hidrotehnice. Da. Adică nu este o glumă. Baraje, brăjele. Adică trebuie să fii măcar un inginer, nu? Să știi. În domeniu. Bine, inginer hidro este condiția da, de bază și trebuie să ai și experiență. E bine că nu s-a întâmplat asta și asta ziceam, că putem specula până diseară de ce cineva ar urmări să numească o persoană nepricepută într-o funcție atât de importantă. Hai că zici că îi dai lui o sinecură, câștigă niște bani. Salariul nu este foarte mare. Salariul este, din câte am înțeles, undeva la 4.000 de lei, foarte mare în comparație cu alții care câștigă pe la instituții publice mult mai mult. Bine, dar dacă ne gândim că, mă scuze că te întrerup, dar e destul de important, dacă ne gândim la balastiere și numai la ce afaceri se fac. De asta ți-am spus că putem specula. În jurul acestor balastiere, ne putem gândi că poate cineva ar fi numit o persoană cunoscută într-o astfel de funcție, tocmai pentru a avea controlul asupra acestor afaceri, nu? Adică... Deci... Exact, este una dintre variante, pentru că, iată, controlând această instituție, deși există o altă instituție peste Administrația Bazinală de Apă Siret, pe zona ta de competență, pe județ, într-adevăr poți gestiona niște afaceri care înseamnă financiar, vorbind foarte mult. Vorbind foarte de mulți bani, milioane, de milioane de euro, da. Interese foarte mari, pentru că drumurile se fac cu ceea ce înseamnă agregate minerale, balast, nisip, betoanele la fel, s-a construit mult în ultimii ani. Cu consecințe ecologice grave. Atunci când exploatezi haotic, eu am mai spus-o și au spus-o și specialiștii. În județul Neamț se acordă niște avize din asta de exploatare, este o întreagă măgărie din punctul meu de vedere aici. Explicația sau justificarea intervenției într-o albie sau cel care exploatează, de regulă exploatează pe baza obligatoriu a unor avize și se exploatează în zonele alea unde se spune că e nevoie de decolmatare, de regularizare. E, nu e cazul de fiecare dată. Decolmatezi atunci când ai avut o inundație, dar ei se folosesc de aceste prevederi legale că decolmatăm. De fapt, nu decolmatează, ei trag balast de acolo la greu pentru că îl folosesc unde îl folosesc. Iar în județul Neamț sunt foarte multe balastiere în zona Romanului, pe cele două râuri importante, Moldova și Siret, sunt balastiere fără număr, vorba șablonul. Sunt foarte multe. Clasic. Sunt cred că vreo 6 între Roman și, dacă nu mai mult de 6, între Roman și Tupilați, de exemplu. Deci foarte multe balastiere în apropierea captării de apă de la Pildești,
sunt două balastiere. Balastiere, o balastieră la captarea de apă a Grana și aici în apropierea orașului. Deci în niște zone unde zic eu că ar trebui să beneficieze de protecție. Dar asta este discutabil. Cert este că e vorba de foarte mulți bani, iar când discutăm de zeci de mii de metri cubi de balast, vorbim de sume considerabile care de fapt, dacă nu ai documente pentru ele, sunt bani pe care îi obții la negru și eludezi legile statului român. Ei bine, instituțiile, una dintre instituțiile care trebuie să vegheze la modul în care sunt gestionate afaceri cu balastiere, exploatate, ar fi apele mineral, române. Apele române. Da. Și iată că am putea avea un eventual răspuns, cum spuneai tu, de ce ar trebui sau de ce numește un partid politic, numește un anumit om care e fără pregătire acolo sau un om pe care nu-l poți controla. Este o explicație, dar gândește un om care nici situația... nu conștientizează, neavând experiența necesară, ce dezastru ecologic se poate produce acolo din aceste exploatări neconforme, da? Exact. Și atunci, cu atât mai mult, să mă scuzi în termeni populari, punem persoana aceasta că oricum nu-și dă seama despre ce e vorba. Cam așa. Da, dar gândește-te că situația este valabilă la nivel național. Sunt cel puțin 20 de județe, 25 de județe unde au fost instalați în funcții la sistemul de gospodărire a apelor persoane din partidul aflat la guvernare și mi-a trimis Alex acum. Am văzut, era o hartă pe undeva, dar Alex îmi trimite de pe zona Bacău, un județ vecin, iată, cei la noi și la Bacău, consilierul PNL Gabriel Grițcu, numit directul la sistemul de gospodărire a apelor Bacău. Deci... Păi da, tu îl pui într-o funcție atât de importantă doar pentru faptul că are carnet de partid. Adică asta cont. Spun, e o chestiune generalizată din ce văd și cum ai spus și tu, acum e vorba de PNL, că e la guvernare, dar cred că asta s-a făcut dintotdeauna în România. Clar. Că a fost guvern PDL, că a fost guvern PSD, că a fost guvern PNCCD, Convenția Democrată, da. Că a fost guvern iar PSD, iar PNL, tot timpul s-a întâmplat acest lucru și niciodată nu s-a luat atitudine în mod public până acum, când a făcut-o președintele Iohannis. Repet, cred că feedback-ului da, exact. La acest material da. Recorder. Da. Spune domnul Iohannis aici, bine, e un comunicat de presă foarte frumos, n-am ce zice, dar n-am cum să nu văd fățărnicia. E clar că nu putea să spună contrariul, nu? E clar că nu putea să iasă public președintele țării să spună că acceptă și că, și că ar agrea un astfel de comportament până la urmă. Asta spune Alexandra. Situația nu este o noutate. Da. Se întâmplă acest lucru, au mai fost publicații în țara asta care am văzut pe la Botoșani, la fel la Botoșani, tot niște oameni politici, oameni din partid, au fost numiți în niște funcții pe la Seghea, la Iași, la fel, aceeași poveste. Adică aceste informații, în mod firesc, ar fi trebuit să ajungă la președinte de mult timp, iar președinte să-l cheme pe Ludovic Orban la raport și să spună, bă, nene, uite, am discutat, îți spun sincer, am discutat cu cineva din PNL exact subiectul ăsta și îmi dă dreptate. Mi-a dat dreptate. Zic, bă, nu este normal. Vă înțeleg că sunteți la guvernare și vreți să implementați politica voastră, că ei tot timpul justifică numirile astea prin faptul că vor să implementeze politica și să ducă la bun sfârșit promisiunile făcute în campania electorală și așa mai departe. De guvernare. Exact. Mai departe. Problema este alta. Că dacă tot vrei să numești un om al tău la Seghea, la ABA Siret, la ABA Prut, ABA de la Iași, dom'le, nu găsești în partidul tău, în PNL, unul care să aibă, să întrunească condițiile alea, să fie specialist în domeniul respectiv, să aibă 5 ani vechime, direct, niciun fel de problemă, să aibă și carnet de partid. De ce trebuie să aduci pe cineva care n-a lucrat, n-a făcut nimic în ultimii 5-6 ani, să-l pui într-o funcție atât de importantă? Doar să-i dai o sinecură, îți bagi joc efectiv de tot ceea ce înseamnă gospodărirea apelor, este un... Efectele pot fi dezastruoase și acum e domeniul acesta, dar am vorbit că efectele au fost și sunt încă dezastruoase la nivelul domeniilor precum sănătate, educație... Aceeași poveste. Uite, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, apropo de denumiri politice, dar pe partea cealaltă acum a PSD-ului, pentru că spitalul se află în subordinea Consiliului Județean Neamț, acolo unde au condus și conduce Ionel Arsene, președinte PSD, acolo au fost numiți până acum în ultimul an 9 manageri. Da, este cel de-al 9-lea manager. E o doamnă aleasă imediat după demisia domnului Lucian Mică. A mai fost managerul odată
înainte de a fi numit domnul Codruț Munteanu. Toți managerii de la spital au fost numiți pe criterii numai de ei cunoscute. Concursuri mai puțin, doar numiri. Concursuri nici nu prea s-au desfășurat, la fel pe perioada a fost Ioan Lazăr, ultimul director cu concurs, Ioan Lazăr, dar probabil care înainte s-a dat demisia în 2016. Ultimul manager de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care a ocupat funcția în urma unui concurs. Ceilalți care acum au venit, 4 ani, deci. Acum 4 ani. Ceilalți care au venit numai prin numiri. Bine. Și unele numiri nu au avut musai legătură cu politica, că au fost medici numiți în funcția asta de manager care nu aveau treabă cu politica, cum este domnul Verzea. Domnul Verzea chiar a fost... Da, a fost interimar, pentru, fiind director medical, a fost interimar cât timp s-au mai tot găsit anumiți preferați, problema, să le spunem așa. Da, problema și care este, Alexandra, problema este că... Așa cum PSD-ul la Neamț, la spitalul ăla, a numit pe cine a vrut și cum a vrut, când a venit PNL-ul, a avut o perioadă în starea de urgență, spitalele județene din România au intrat în subordinea Ministerului Sănătății, Ministerul Sănătății fiind condus de liberalul Tătaru, ei bine, atunci PNL-ul, Ministerul Sănătății, a numit el un director la spitalul județean de urgență. Pe cine a vrut? Da. A fost Marius Ghineț, cel cu pompele... Funebre, da, era patron de funerare, pompe, da. Funebre, da. Atunci, dacă stai bine, da, pompe funebre, atunci dacă stai bine să te gândești, numirea a fost făcută nu de PSD, ci de PNL. Despre ce discutăm? Și da, și ajungem alții, la aceeași vorbă că... Când ajung la putere, de fapt, exact, nu fac altceva. Și alții nu fac altceva decât să-și pună, să-și planteze anumite persoane și personaje în funcții publice, doar pentru a deține controlul asupra politicii desfășurate în acea instituție publică, doar pentru a-și duce la bun sfârșit planul lor de guvernare, dar până la urmă, așa cum ai spus și tu, cred că de bun simț ar fi, cel puțin în domeniile care implică sănătatea oamenilor, nu? Până la urmă, sănătatea noastră, integritatea oamenilor care îi aleg să conducă această țară, ar trebui cel puțin pentru acești oameni care ies la vot și le garantează aceste funcții înalte, aceste funcții cu putere de decizie, să aibă un minim respect și să pună în aceste funcții persoane, dacă nu avizate, cel puțin care au habar despre ce se întâmplă. Bine, ar în putea acele să fie funcții. Din sistem, vorbind să de fie la... din afara instituției, n-ar fi asta o problemă. Găsești soluții. Numai voință să fie. Dar clasa politică nu are voință, pentru că principiul după care se ghidează este foarte simplu. Când stăm la putere sau ciocumic, noi suntem la putere, facem ce vrem. Cam asta s-a întâmplat. Ce exemplu dai tu, ca PNL, de exemplu, să ne referim la acest caz, că vii cu patronul unei firme de pompe funebre. Doamne ferește, nicio problemă. Dar omul ăla nu numai. Are două firme care se ocupă cu așa ceva, cu obiect de activitate, serviciile în acest domeniu, însă el era director la o societate a Consiliului Local, Piatra Neamț. Păi, la un moment dat ar fi intrat și într-un conflict, deci, de interese, nicio treabă. Nu? Dacă ar fi intrat. Ideea este că n-avea nicio treabă cu domeniul respectiv. Cum poți să pui pe cineva dacă într-o ne gândim că importantă? Spitalul deține morgă, deține și așa mai departe, știu că se mai făceau anumite speculații. Cred că firma, una dintre firme, dar nu știu dacă avea oficializată relația cu morga, pentru că se știe, există o mafie, chiar este o mafie. Foarte... Eu aici am vrut să ajung. Morga unui spital. Adică nici n-ar fi fost până la urmă, cumva, nu știu, dacă ar fi fost etic neapărat, dacă acest domn ar fi deținut anumite contracte cu... sau ar fi prestat pe lângă spital pe acolo... Sincer să fiu, nu știu, dar nu este servicii exclus de acest gen. Nu înțelegi este exclus să fie avut, poate mai degrabă înțelegeri, zic eu, de la om la om, vorba aia. Posibil, mai sunt și interpuși în viață pe care poți să-i pui să facă anumite chestiuni, adică nu e nimic... Iată că avem și harta pregătită de colegul Alex. Hai să vedem puțin apropo de seghiauri. Scandalul cu seghiauri. Mulțumesc, este, cred că e o captură de la cei de la Record să facem această mențiune. Eu zic că sunt mult mai mulți directori care au fost numiți pe funcții, au fost numiți în funcții pe criterii politice. Aici avem doar pe cei descoperiți de la Recorder și vorba de șefi care au fost numiți la în fruntea sistemului de gospodărire a apelor. Sunt acele instituții județene aflate în subordinea administrațiilor bazinale de apă. Pe ce avem aici? În Moldova, chiar așa, nu, a uitat Botoșaniu la
la Botoșan, cum vă spuneam, este o situație similară, tot așa o chestiune de cumătrie. Cred că și pe la Suceava, Iașul la fel, Iași nu mai spun, șef la ABA Prut, Iași este un domn înfipt politic până în cât și o palmă mai sus, tot politic, deși este pe meserie acolo, dar avem Neamțu, Bacău, Mureșul, Cluj, Maramureș, Bihor, Timișoara, Caraș, Mehedinți, Dolci, Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Da, puțin față decât bănuiesc eu că sunt tineri calificați, sunt tineri ingineri care ies de pe băncile unei facultăți și poate chiar știu cu ce se mănâncă unele meserii și nu au loc în aceste instituții publice, tocmai din cauza acestor personaje care se tot plimbă pe la instituțiile publice, având legături cu unul sau cu altul, aflat la putere, nu știu prin ce circumstanțe politice, jenante dacă mă întreb pe mine, iar acești tineri nu au loc. De ce trebuie să se întâmple într-o țară normală așa ceva? Dar România, păi, o țară până normală? La urmă, nu vorbim de PSD, PNL și alte partide politice din România, că nu mă interesează. E problema lor ce fac, iar organele abilitate ar trebui să țină cont de ceea ce noi vorbim aici. Cu toate că, din câte am văzut, nici măcar președintele țării nu știa că se întâmplă astfel de... Se prefăcea să nu crezi că nu știa Iohannis ce se întâmplă. Eu așa spun oficial că nu știa. Acum, la fel, așa cine... Așa spus în conferința de presă, că nu da, este documentat. Că nu știe și nu știe. Și să se documenteze. Da. În fine, că l-au documentat, l-au documentat că... românii, l-au ajutat să documenteze. Exact. Unde am vrut să ajung este că acești tineri, și sunt mulți, nu au o șansă din cauza acestei caracatițe, dacă mă întrebi, care se tot sudează de ani de zile în toate instituțiile de ce țin de domeniul public. Și mă întreb oare, dacă o persoană este abilitată, așa cum ai spus și tu, indiferent, dar poate nu am nicio apartenență politică. Uite, eu poate sunt inginer, ies de pe băncile facultății, poate am și ceva în experiență, poate nu imediat după ce ies din facultate, nu știu. Am acumulat anumite experiențe și vin cu un CV să mă angajez. Dacă eu nu aparțin niciunui partid politic, nu am nicio șansă să mă angajez în mod egal, echitabil cu un alt candidat, contracandidat al meu la acea funcție publică, pentru că dumnealui este nepotul nu știu care din nu știu care partid și eu nu sunt, sau cum? Vezi? Deci e o situație... Da, e o situație anormală într-o țară la fel, da, de, care nu ne face la fel de anormală, dar e anormală din cauza celor care o conduc de atâta timp. Și apropo de angajări, e foarte greu pentru un tânăr absolvent de facultate, oricât de bun ar fi, care să se angajeze în sistemul public. Care nu are experiență și se cere experiență și se cere experiență și de unde experiența dacă el abia iese din facultate? Bun, dar va fi greu să se încadreze. Eu mi-aduc aminte și nu este poveste, cred că era și un dosar pe la DNA, dar ori s-a ales praful de ori încă se cercetează, dar cu documente. O manevră urâtă făcută în perioada PSD-ului recent, vorbim de un an și ceva, angajări făcute la Administrația Bazinală de Apă Siret prin metoda detașării. Oameni buni, aceste instituții ar trebui să fie conduse și nu conduse, să fie angajați, aceste instituții să fie meseriași, să fie oameni specialiști, bine, contabilul trebuie să fie contabil. Dar cei care merg pe teren, inspectorii, cei care avizează și așa mai departe, trebuie să fie ingineri hidro, să fie ingineri care se pricep pe ceea ce înseamnă gospodărirea apelor. Știi câte angajări s-au făcut, Alexandra, pe baza unor manevre urâte, manevre care i-au ajutat pe unii cu pedigree să se angajeze la stat fără să dea socoteală nici momentul de față, tu deci, nu te-ai fi putut angaja niciodată. E un cerc vicios, pentru că iarăși vorbim de persoane necalificate care ajung în niște funcții putere de decizie sau în niște funcții care afectează după fiind așa ca un lanț, da? Afectează până la urmă tot oamenii, tot pe noi, populația ne afectează. Trebuie să înțelegem acest lucru și trebuie să luăm măsuri într-un fel, să protestăm. Însă, apropo de ce spuneam, să aduci șapte... Lasă-mă că și cu protestele șapte, în rândul românilor, cred că șapte, ne-am lămurit cu toții. Nu protestul cu ghioaga, protestul pe rețelele de socializare, să-i rogi frumos să facă ceva. Uite, dacă mă întreb pe mine, că mă scuz că te întrerup, dar este foarte important la fel, dacă mă întreb pe mine, unii au mai mult curaj pe rețelele de socializare și nu în viața reală, așa că nu știu cât de mult ajută. Așa suntem noi, mai curajos, știi cum e. Și aceste proteste la online înainte sau... la război înapoi, știi? Da, dacă se poate să facă altcineva revoluția pentru noi, dar când e vorba de foloase, să ne înghesuim cu toții la ele. Românul veșnic cu ce-mi iese și mie, cam așa, nu?
mie ce mi iese toți, din asta. Da, să nu generalizăm, să supărăm pe toți, că nu suntem toți păgari, suntem și oameni serioși printre noi, între români, că tot e ziua națională mâine, nu trebuie să fim atât de Trebuie să fim patrioți, da. Să fim puțin mai corect, buni. Însă vreau să revin puțin, să le spun telespectatorilor cum s-au făcut angajări multe la această administrație bazinală de apă, instituție semi-publică, să-i spun așa, pentru că ei beneficiază și de fonduri guvernamentale, dar și de câștigă și foarte mulți bani din avizii și ce mai apa pe care o vând la APASERV, de exemplu, apa care este uzinată, toată apa asta este la hidroelectrică, este taxată și au se și constituie venit. Da. Da, ei bine, proprii. Au angajat pe pile, adică oameni pe sprânceană, prime tot a detașării de la firme private. Păi, noi haideți să facem cereri cu toții, acum, toți care lucrăm la privat și vă uitați, ne priviți în seara asta, faceți cereri să vă angajați la Abasire sau la Seghea Neamț, să vedem dacă o să fiți angajați. Cum făceau? Și măgăria și mai mare. O tânără absolventă de facultate de drept în Anglia, la Londra, nu facultățile alea cunoscute, o facultate, terminat facultatea în iulie, în august s-a angajat la o firmă privată, da. Atenție, a doua zi a făcut cerere de detașare la Basiret și a fost acceptată. A ajuns în sistemul de stat. Nu sunt la o parte faptul că i-a învățat drept acolo, nu cred că a învățat dreptul românesc. I-a învățat facultatea de drept în Anglia, bănuiesc că înveți putul altceva care nu se aplică. Bine, drept internațional nu-și spunea, poate drept internațional a fi făcut, dar în fine. Fără o zi vechime, fără absolut o zi vechime, s-a angajat la firma privată a unui balastierist, a unuia care are balastiere, și a doua zi a fost detașată la Abasiret și a angajată ca jurist. De unde până unde se poate întâmpla așa ceva? Este un lucru pe care eu l-am făcut public, l-am dezvăluit, am scris despre așa ceva, dar și despre alții care au fost angajați la fel. Au schimbat în organigramă niște funcții să aducă niște cucoane pe acolo, tot de la firme private. Deci lucruri constatate, făcute și publice. Nu, s-a luat singura măsură care a fost luată, s-a autosezizat DNA-ul, dar nu știu dacă am făcut ceva, în schimb, ce au făcut ei când au văzut că treaba este serioasă? Au organizat concursuri și toți piloșii, ca așa l-am spus, piloșii de la Abasiret, toți piloșii aduși prin detașări au susținut acele concursuri mânărite, normal, și au ajuns în funcții în urma unor concursuri și sunt mulți dintre ei sunt în sistem. Domnișoara despre care spuneam a renunțat, nu mai e, a plecat, nu știu de ce, dar e problema dânsei. Asta sunt lucrurile. România este împărțită în două. Este România șmecherilor și România fraierilor. În România șmecherilor se mai înghesuie cei care au bani și mi-e ciudă de mor când aud că vin românii în străinătate, din Italia, din Franța, din Germania, unde au muncit o viață și mai au până la pensie și vin și scot bani din buzunar să dea șpagă, să angajeze infirmiere pe la spital. Am auzit astfel de situații, nu de roman, zic. Infirmiere, asistente sau mai știu eu ce, tot spre zona publică. Se presupune că ai lucrat toți atât de mult acolo. La bani. Să aspiră la bani publici, da. Și să dai 10.000 de euro. Lapte și miere și vouchere de vacanță și de ce drepturi la privat? Salariale. De și... ce nu la privat? Păi, pentru că salariile sunt foarte... La privat, de exemplu, mai public. Trebuie să faci și performanțe pentru că șeful vine și îți bate în număr în cele mai multe cazuri, să fim realiști. Nu că la, iar în instituțiile publice, nu știu cât de mult se mai fac controle, așa cum am tot povestit în această emisiune, drastice, în care să vină șeful să-ți bată efectiv pe umăr, ce ai făcut, că uite, nu ai calificare în domeniu sau astăzi nu te-ai descurcat. Este și acesta un aspect. Trece ziua, s-a terminat programul ora 16, ai plecat acasă. Merge, trece luna, ți-ai luat leafa și ai mers înainte. Deci despre asta este vorba până la urmă. Cred că de asta toți aspiră la joburi de bugetari și să spunem și pe aia bună, salariile au crescut în rândul... Sistemul public, salariile sunt mult mai mari. Da, cred că de decât 2, 3, în sistemul privat. Decât în sistemul privat, antreprenorii noștri, inclusiv antreprenorii romașcani, sunt chinuiți. Mulți dintre ei abia trec luna și trebuie să și supraviețuiască îndeosebi în această perioadă, în contextul epidemiologic actual, în care... Statul, spun mulți dintre ei, nu prea au fost de partea lor. Statul nu prea a fost de partea lor și nu prea s-au luat măsuri atât de bune și de multe încât să îi ajute cumva pe cei din domeniul privat, care aduc contribuții la bugetul de stat, atât, de ce știm, atât cât aduc, da. În mod considerabil.
Însă angajările astea pe pile în instituțiile publice nu sunt singure, sunt și angajările pe pile care se fac la firmele subordonate, aflate sub ordinea instituțiilor publice, și am mai povestit aici de compania APASERV, compania județeană APASERV, cea care dă apă la tot poporul, vorba aia, poporul nemțean, nu chiar tot, acolo unde au rețele de apă potabilă. Acum vedem cât, pentru cât timp va mai da apă și pentru poporul nemțean, că văd că se încearcă cel puțin pe zona Romanului o dezlipire și un divorț de APASERV, dar că e destul de dificil. Vedea cu ce consecințe că este foarte greu, se dar va face, dacă se va face acest lucru. Problema este că firma asta se află într-o situație foarte gravă din punct de vedere financiar și păi nici nu știu investițiile... dacă o mai prins poimul anul acesta. Nu, încearcă să-l prindă. Păi mulți s-au și apucat de proiectare. Infrastructură mare și ei vor încă să-l mai proiect, prindă. Nu proiectare. Am înțeles. Și instituția asta, deși o duce foarte greu din punct de vedere financiar, încă menține niște funcții și niște posturi, oameni care au fost angajați acolo pe pile, oameni care au nicio treabă. Soțiile unora care erau mari membri PSD, lucrau tot la stat și ei, amante, frați, surori și așa mai departe. Și îmi spunea cineva, că asta am vrut să... E proaspătă discuția, îmi spunea cineva că o cucoană care are o principala calitate este aceea că e soția cui trebuie, un singur lucru știe să facă, ca și angajat la APASERV, știe unde este ușa ca să știe pe unde intră și pe unde pleacă de la serviciu. Iar pentru toată treaba asta câștigă 5.000 de lei pe lună net, plus dările la stat. Bun, dar din banii noștri, sunt banii pe care îi încasează pe apă, servicii de canalizare. Și de multe ori vara ai văzut că ți-au pus anunțul ăla pe ușa blocului, dacă nu plătiți cât aveți restanță 7.000 de lei, adică leafa ălea, da? Nu plătiți 7.000 de lei într-o săptămână, v-am tăiat apa. Deci sunt oameni în județul ăsta care o duc de pe o zi pe alta și le e și greu să plătească apa pe care o consumă. Și tu ții tot felul de tarantule înfipte acolo, angajate cum le-ai angajat, pe unde le-ai angajat și le plătești și regește pentru ce și nici acum. Bine, în continuare sunt foarte multe exemplele. Chiar zilele acestea erau un exemplu și de pe la RAR Neamț și știm că au fost și controle la Suceava drastice, la fel cu cineva care era dintr-un anumit partid și care nu și-ar fi meritat funcția. Nu, la RAR, angajată fictiv pe undeva, printr-o primărie, dintr-o comună și apoi angajată la permise sau la RAR, nu vreau să greșesc în acest moment. Instituțiile astea sunt pline de astfel de exemple și probabil că nu o să se schimbe nimic în curând, pentru că totul pleacă de la clasa politică, de la cei care ajung și iată sunt în campanie. Și, din păcate, generațiile din urmă se înfruptă din această doctrină a oamenilor politice de orice culoare, de orice culoare. Vedem că din spate a venit la un moment dat un partid care s-a vrut a fi diferit, dar care, nu știm și nu pot să fac eu anumite precizări în acest sens, dar nu știu în ce măsură va reuși să se facă diferit până la capăt, pentru că ulterior sau pe parcurs s-au mai pierdut câțiva pe drum care au fost acaparați tot de vechi. Te referi la să implementezi o altfel de politică, să facă o altfel de politică. Asta rămâne de văzut dacă o să facă altfel de politică. Până la urmă, să nu uităm că politica se face cu oameni. Uh-huh. Oamenii vedem și noi cam care sunt, pe unde sunt, cum sunt. Cei mai mulți dintre români, din păcate, își doresc viață ușoară cu muncă puțină, iar viața ușoară în România cu muncă puțină este în zona publică, la stat. Toți își doresc să lucreze la stat. De ce vreau la bani la stat? Da. Pentru că este lejer, leafa trece, timpul trece, leafa merge, relația sau cum ai fost împinsă acolo înseamnă și o protecție pe care o ai în fața șefului și nimic nu merge bine. În fine, nu mai avem mult timp la dispoziție, vreo 10 minute, vreau să trecem puțin în revistă și situația aia care s-ar putea să ne coste pe noi toți, financiar vorbind, deși nu o să simțim la buzunar foarte mult, și anume faptul că rudele unui pacient de la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, care a decedat în incendiu de la ATI din Piatra Neamț, au acționat sau urmează să acționeze în instanță statul român sau spitalul, cerând despăgubiri substanțiale. Deci am spus că s-ar putea să suferim toți? Pentru că în cazul în care vor câștiga procesul și au șanse mari să câștige procesul... Și ne gândim că sunt 10 astfel de pacienți. Toți ar putea să dea judecată. Problema este dacă ar da toți, unde am ajunge? Știi? Dacă ar da toți, am ajunge sau există posibilitatea... La costuri destul de mari, da. Da, există posibilitatea să câștige toți, iar instanța să le acorde despăgubiri care vor fi plătite din bani publici, pentru că nu cred. Uite, momentan, din ce informații am eu, nu e ca și cum ar fi dat în judecată spitalul, rudele pacientului. Este vorba despre pacientul numărul 9,
Sună puțin dubios așa să spui despre o persoană, să o etichetez sau să o nominalizez după un număr. GDPR-ul, dacă rudele vor să-i dea numele. Dar, în primul rând, și din respect și pentru a păstra confidențialitatea datelor personale, pentru că eu știu despre ce familie este vorba, dar nu o să o spun, este pacientul numărul 9. De ce? Pentru că, așa cum știm din primele informații după incendiul de la ATI Piatra Neamț, 8 decedaseră deja, cred că acolo, pe ATI, din cei 10 din salonul unde a izbucnit, propriu-zis, incendiul. Doi au murit imediat. Doi, am înțeles că ar fi fost transferați imediat pe UPU, probabil, în încercarea de a-i conecta la aparate, de a le acorda îngrijirile de specialitate, și au decedat și ei. Ei, dintre acești doi, pacientul numărul 9 este ruda acestor oameni care au, cu ajutorul unui avocat, au depus o plângere penală la parchetul general, prin care, general vorbind, cer dreptate. Adică aceste persoane, respectiv soția pacientului numărul 9 și fiul, cer daune de 1 milion de euro și cer, pe lângă dosarul deja deschis din oficiu, ca procurorii să facă anumite demersuri încât să afle mai multe informații, cum ar fi dacă în acel moment, în momentul în care a izbucnit incendiul și ruda lor se afla în camera ATI, ușa ar fi fost închisă, dacă ar fi decedat în UPU sau nu, adică ei spun, noi trebuie să credem pe cuvânt o asistentă sau un medic care iese sau un manager al spitalului care iese și ne spune, doamna, așa s-a întâmplat? Nu, noi trebuie să luăm în calcul toate variantele, pentru că fiind circumstanțe atât de grave, este posibil ca ceva informații să se fi pierdut pe drum, mai ales că, așa cum am vorbit anterior într-o altă emisiune, acolo nu există camere de supraveghere, da? Nu există camere video care să ateste ceea ce spune sau nu un cadru medical sau cineva care a fost martor la eveniment. Unde era un moment în care a izbucnit incendiu? Și atunci rudele vor să știe. Vor să știe. Este domnul avocat Cuculis din București care se ocupă de caz și am înțeles de la dumnealui că a mai fost contactat de cel puțin o familie al unui pacient decedat acolo să preia acest caz. Adică să preia un caz similar. Deci eu mă gândeam că e vorba de un proces în civil, că se practică, poți să dai, să ceri daune. Nu. Înseamnă că va este fi conexată, o altă manieră prin care va fi conexată să... plângerea penală, va fi conexată la dosarul mare, pentru că acolo se fac investigații de către parchetul general, e un dosar penal cu ucidere din culpă, în rem. Ei, așa acesta e este fază. Diferit de ceea ce ai deja indicat. Aveau din oficiu. Adică este numele rudelor și este cu mențiunea specială de a se verifica. Am înțeles că s-au atașat niște planșe la această plângere înaintată parchetului general, prin care că probabil planșe foto cu pacientul. Prin care la fel se făceau niște, prin intermediul cărora se făceau niște mențiuni acolo, cum că pacientul ar fi fost cumva afectat de incendiu, pentru că probabil din fotografii se vede clar că, nu știu, ar fi fost afectat de incendiu. Vor să avocatul trebuie să stabilească, să dovedească faptul că decesul a survenit ca urmare a incendiului și nu ca exact, pentru că bolii în care suferea. Am înțeles că strict în cazul pacientului numărul 9 și probabil și 10, cei care ar fi fost duși pe UPU pentru îngrijiri medicale imediat, adică n-ar fi decedat pe loc în ATI, cei de la spital, reprezentanții spitalului ar fi transmis că ei ar fi murit din cauze conexe COVID-19 și nu ca urmare a incendiului. Deci de aici probabil indignarea acestor rude care nu s-au conformat, n-au acceptat varianta aceasta a spitalului, a reprezentanților spitalului, și au spus, da, bine, noi mergem mai departe, luăm un avocat bun și... Asta înseamnă rezultatul necropsiei, necropsia s-a făcut, că totul depinde foarte mult de necropsie în situația asta, ce a stabilit medicul legist. Din ce cauză? Bine, suferau și de alti boli, și de COVID, dar cu siguranță... Circumstanțele au fost atenuante. Se aflau acolo în acel moment și poate n-au beneficiat de oxigen pentru câteva minute bune sau, nu știu, chestiuni legate de această natură. Oamenii au tot dreptul din lume să acționeze în instanță, spitalul, statul român, pentru modul în care au fost tratați acei oameni care au murit. Pentru că, în fond și la urmă, cineva trebuie să răspundă pentru ce s-a întâmplat acolo, atât penal, cât și pe latura civilă. Poate și vor fi familii
oamenii care vor cere despăgubiri destul de mari. Bine, de regulă în instanță ceri cât mai mult, dar ți se oferă mai puțin. Nu se știe instanța cât va stabili și procesele sunt de durată, o să dureze ani. Sunt de durată, da. Să stabilească și ancheta penală. La fel cum spunea domnul avocat Daniel, o chestiune destul de interesantă și faptul că ar mai fi fost semnalate anterior acestui eveniment, dar că acum ar fi ieșit la iveală, pentru că e la fel ca după colectiv, știi? După colectiv au ieșit la iveală sute de cazuri de clădiri care nu aveau autorizații ISU și știm foarte bine ce fenomen de mare amploare s-a iscat atunci. Acum s-ar fi aflat că în spitalele din România ar mai fi fost anterior acestui eveniment încă vreo 35 de incendii, de mici incendii, care, așa cum am spus, s-au astupat repede atunci la momentul... Nefiind cu victime, da, nici presa măcar rapid sau s-a rezolvat problema, s-a trecut peste moment rapid și cumva s-a pus batista pe țambal. Adică nu s-a mai aflat, nu s-a știut, n-au fost, nu s-a întâmplat nimic. Acum ar fi ieșit la iveală. Asta au vrut să facă și la Piatra Neamț, să știți. Faptul că pompierii, cei de la ISU, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, nu a transmis acel mesaj pe care îl transmite presei, incendiul la telespectatorii. Tu consideri că ar fi vrut să-l stingă repede? Da, și... telespectatorii care nu știu, iată că le spunem noi, presa din Neamț, cei care sunt publicațiile acreditate și televiziunile acreditate la ISU, primesc oamenii nominalizați de către redacții, primesc câte un mesaj când e un incendiu. Să se ducă, să facă fotografii, să vadă despre ce vorba, un reportaj, un articol. Da. Iată, incendiul ăsta nu a fost anunțat decât foarte târziu presei, din câte am înțeles, după foarte multe... Da, era o marjă de jumătate de oră între declarațiile spitalului semn și ale că au încercat să vadă ce este acolo, să-l stingă și eventual, dacă lucrurile nu ar fi ajuns, n-ar fi fost atât de grave, nu ar mai fi fost mediatizat incendiul fără doar și poate. Nu mai avem foarte mult, Alexandra, la dispoziție timp și vreau să vorbim puțin despre sporurile care au crescut. Am înțeles că undeva la 85% din salariul de bază sau cum e, ambulanțierii. Din ce am citit în presa națională și din ultimele informații, la fel din ce au transmis prin comunicate oficială reprezentanții de la nivel central, se pare că vor crește sporurile COVID pentru ambulanțieri. Dacă până acum luau în jur de 55% din salariul de bază, acest spor se mai mărește cu încă 25%, deci vor ajunge la un spor COVID de 80% din salariul de bază. La fel, personalul auxiliar și medical din secțiile COVID, din spitalele suport COVID, cei care practic se ocupă de pacienții COVID și iau în grijă, vor avea sporuri din salariile de bază de până la 85%, la fel vor fi majorate. Deci se iau măsuri pentru a stimula. Recompensă pe cei care sunt în care prima linie, cum se spune. Și chinuiți după primele 9 luni din această pandemie. Să știi că eu, așa cum am spus și într-o emisiune anterioară, cred foarte mult în acești specialiști care chiar își fac meseria cu devotament și cred eu că sunt adică foarte mulți medici și personal medical care se ocupă cu adevărat de pacienți. Și să știi că am chiar feedback pozitiv și din Neamț, de la spital suport COVID, că s-ar comporta exemplar cadrele medicale cu pacienții și la fel cum am spus și anterior, sunt și personaje care poate nu-și merită această meserie. Bine, dar fiecare pădure, în fiecare domeniu există și personaje din astea care și bun și răi. Recompense, iată, dar cum ar trebui să recompensăm pe cei care ne vând și ne oferă măști neconforme? Pentru că avem pe piață foarte multe măști neconforme. Foarte multe măști neconforme. Una din două, dacă nu mă înșel, o mască din două e cu probleme. Păi eu numai într-o lună inspectorii ANPC găsiseră 30 de milioane de astfel de măști la nivelul țării noastre. Deci 30 de milioane sunt foarte multe măști. Și ne gândim ce facem cu aceste măști. Unul la mână, doi la mână. De ce trebuie România ca de obicei să fie țară de ultima mână, adică vorbim mereu de același subiect. Și cum e, domnul Tătaru spunea că toți suntem vinovați, ar fi culmea să zic că toți suntem vinovați că avem măști neconforme pe piață. Dar eu de unde știu, de exemplu, că nu sunt specialist? Sunt tot ei, tot autoritățile sunt vinovate pentru că nu fac verificările care pot fi făcute, începând cu Unifarmo și toți cei care importă echipament de protecție, echipament medical de protecție, pentru că ei trebuie să vadă dacă e în regulă sau nu e regulată, că nu sunt în regulă multe dintre măștile care circulă pe piață. Uite, așa, dar
dar cred că să ne punem câte 3 măști, ce să facem? Cum să procedăm? 5 măști? Păi aici am vrut să ajung, Daniel. De exemplu, eu nu sunt o cunoscătoare în domeniu și n-am nici mască FFP3 și alte măști pe care le folosesc cadrele medicale, da, în spitale suport COVID, care cu siguranță au nevoie de aceste măști, pentru că vorbim de o rată crescută de infectare, adică te poți infecta cu ușurință într-o secție COVID, într-un procent mult mai mare decât o poți face pe stradă. Dar, în tot cazul, eu, ca om responsabil, da, mă duc la magazin, dau 4-5 lei pe mască, mai puțin, o achiziționez. 1,50 lei, mai puțin, dar una mai performantă, să zicem. Da, bun, dar eu ziceam de una performantă. Aia clasică, aia albastră, verde. Exact, eu de alea vorbeam. Da. Și nu știu sigur dacă e conformă. Nu știu sigur dacă mă protejează până la capăt. Și ți-o vinde o instituție care este autorizată. Exact. Și nu altă aștept să cumpăr de acolo să știe, cu această ocazie trebuie să știe toți cei care comercializează astfel de măști că pot intra pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, unde toate informații au informații în așa fel încât văd, pentru că oricine trebuie să fie responsabil, oricine este pasibil de un control. Și atunci, dacă tu nu ai intrat, nu te-ai asigurat că ceea ce vinzi este conform, este vina ta. Bine, la care vinde. El este vinovat că vinde marfă de, exact, de două parale. Pentru că poți verifica dacă sunt bune sau nu, unul la mână și doi la mână. Am înțeles că are o inițiativă Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, un proiect de act normativ prin care măștile care se vând acum sub denumirea de mască de protecție, acele măști din materiale care nu sunt medicinale, să nu se mai numească așa. Pentru că până la urmă nu te protejează nimic, ci să se numească acoperitoare facială de utilizat în colectivitate. Nu-s măști medicale, da, pentru a fi folosite ca și măști medicale, așa cum au medicii chirurgi, da, și da, cadrele medicale. Și nu se vor mai numi măști de protecție, ci acoperitoare faciale. Mai bună mască este vata cu formol. Da. Ca să zic așa, haideți să vedem puțin într-un și despre... Umor, da. Puțin, da. Despre tabletele copiilor. Înțeles că ar trebui să ajungă și la Roma, în tabletele alea. Poate o să ajungă la anul, la sfârșitul anului școlar? Când o să ajungă? 7519 tablete au ajuns în județul Neamț și au fost anunțate de către Inspectoratul Școlar Județean Neamț într-un final. Din acea mare achiziție, făcută prin ONAC a Guvernului, o licitație cu surle și trâmbițe, dacă care a fost intens mediatizată în mod negativ, pentru că nu se mai termina și erau mulți factori negativ în ceea ce privea acea licitație, nereguli și așa mai departe. Într-un final s-a finalizat cu chiu cu vai și din acel tort o feliuță a ajuns și Neamț, adică 7519 tablete. 849 au fost distribuite municipiului Roman, strict municipiului Roman, nu și zonei Roman-Metropolitan, pentru că vorbim de bine, foarte Horia, multe. Cum da, strict pentru Roman sunt 849, care cel mai probabil vor ajunge la elevi în următoarele zile, săptămâni, eu sper că în următoarele zile, pentru că, așa cum ai spus și tu, vine o vacanță de iarnă. Scos, astăzi nu se lucrează, că e Sfântul Andrei, mâine nu se lucrează, că este 1 decembrie, așa că bugetarii stau acasă și tabletele o să fie distribuite. Să mai aștepte, da. Bine, nici copiii nu fac școală online, dacă mă întreb pe mine. Da, în mod normal, dar măcar se obișnuiau cu ele, dacă le-ar fi avut, zic da, eu. Părinții erau acasă, hai să vedem. Au și abonamente plătite de Ministerul Educației pe 24 de luni. Este aici un aspect pe care l-am sesizat și aș vrea să ți-l povestesc, un aspect interesant. Foarte repede, că nu mai am timp. Foarte repede îți spun. Este făcut un contract, tot așa printr-o licitație publică, cu un furnizor de internet și așa mai departe, cu unul din furnizorii care a câștigat această licitație, care, atenție, nu are acoperire pe toate zonele țării și mai cu seamă nu are acoperire pe mediul rural. Foarte mișto. Adică presim că va fi un experiment nefast și acesta, dar vom trăi și vom vedea ce se va întâmpla și cu acest minunat domeniu al educației, un alt domeniu care suferă șchioapătă în această perioadă a pandemiei, cu atât mai mult cu cât deja erau multe nereguli. Da. Așa? Și a mai venit și pandemia peste noi, deci... E bibilică bibiloi, vorba aia. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Da, trebuie să punem punct aici, din păcate nu mai avem timp și mă gândeam că mâine este Ziua Națională a României, 1 decembrie, și mă gândesc doar câți escroți o să-i văd cu cocarde închept,
care o să ridice drapelul deasupra capului și o să ne ureze nouă la mulți ani și la mulți ani în României. Pentru că ipocrizia, din păcate, în România este la loc de cinste. Cred că mulți dintre ei n-ar trebui nici măcar să mai iasă din casă și mă refer în special la oamenii politici, la cei care au mai avut niște condamnări, care sunt cercetați, care au jefuit din banul public și acum se dau mari români. Cred că 1 decembrie ar trebui să fie sărbătorit altfel și numai de către cei care apreciază la adevărata valoare această țară. Mulțumesc foarte mult pentru prezența, Alexandra. Cu siguranță o să ne mai revedem, că avem multe de discutat. Le mulțumim și telespectatorilor care au fost alături de noi. Le dorim o seară bună. La revedere. Numai bine.